Vă propun o distracție tragicomică. Este vorba despre un film românesc, actor de marcă, se numește Operațiunea Monstru. Mi-amintesc că l-am văzut când eram copil. N-a rulat la TVR din cât mai mi-amintesc, a fost la Cinematograf. Sau mai târziu, prin 80 și ceva, a rulat și la televiziunea română, de altfel unica televiziune, televiziunea de stat, pentru că nu exista decât o singură opinie, opinia partidului peste tot în sistemul mass media, în ziare, în radio, în televiziune, a Operațiunea Monstru. Nume de marcă, trei nume de marcă, Toma Caragiu, Marin Muraru, Octavian Cotescu. Povestea pe scurt este așa. Trebuiau să meargă pe telt în obișnuitele escapade tovărășești, așa, pe care și le permiteau doar tovarășii, da? La un anumit nivel, vreau să mă refer. Nu trebuie să-l uităm pe Ovidiu Schumacher, da? Un actor foarte bun, care a jucat în multe filme, aș indica aici Pintea, Haiducul, aș indica Hangița în teatru, da, un actor complex, desigur, care apoi a plecat în străinătate după 1989. Sunt trei șefi de departamente. Toma Caragiu, da, nu se dau clar numele lor. De fapt, aici erau puse în evidență niște realități din nomenclatură. Nomenclatura de stat și de partid. Conflictul principal se duce între Toma Caragiu, care joacă rolul unui tovarăș, șef de departament, și Octavian Cotescu, șeful altui departament. Nu aveau curajul să spună lucrurilor în față, se împungea permanent, dar pentru ochii lumii deveneau, vezi, doamne, prieteni, mergeau în delta, la pescuit. Erau niște pescari fără a fi pescari. Habar n-aveau cum să folosească lanseta, tot ce însemna echipamentul de pescuit sportiv. Erau de un ridicol interminabil. Iar cel de-al treilea, tovarăș pe care îl joacă Ovidiu Schumacher, se considera marele vânător. Cazarmament, armă de vânătoare, nu vâna nimic. Nici nu știa ca lumea să tragă cu arma. Ce să țintească? Umbla cu niște răsuște de astea din plastic care pluteau, vezi, Doamne, ca să atragă rasele pe baltă. E o bășcălie totală. Deci avem vânători care nu sunt vânători, pescari care nu sunt pescari. În final, doar orgolii imense. Da? Orgolii imense.
Furtișaguri, pentru că Octavian Cotescu, care joacă rolul unuia dintre tovarăși, așa, ca să iasă în evidență, de fapt, el nu pescuise nimic, da? Cum nu pescuise nici celălalt tovarăș pe care îl joacă Toma Caragiu, se duce la un lipoven, umblă la coarda sensibilă, că îi oferă o sticlă de țuică și lipoveanul e băutor în regulă. Când a pus sticla la gură, se duce până la capăt. Face el așa, ah! Dar n-are nicio treabă. Și umple ăstuia lui Octavian Cotescu, da? Personajul din film îi umple barca de pește. Vine Marinuș Moraru, cum îi se spunea între prieteni, și strigă deodată, prăpăd, prăpăd, a prins! Ăsta a nebunit, Toma Caragiu. Da? Celălalt personaj tovarăș. De unde? Cum a putut ăsta să... I-a mirosit lui ceva că nu este prea în regulă și a repetat schema pe care o făcuse între ghilimele, așa zisul prieten cu care mergea la pescuit. Găsește și el același lipovean cu care pescuise, doar că nu i-a mai rămas prea mult pește și ăstuia îi dă câțiva baboi de niște crăpceni, niște pe acolo. Ajung la un moment al ridicolului în care șeful Îl Mare, că îmi place să zic așa, Îl Mare, Toma Caragiu, este ros de invidie puternic, ros de invidie, văzând cum își etalează celălalt șefuleț măestria pescărească. Știau că s-au mințit reciproc. Îi deranjau că faptul că în fața subalternilor, da? Șoferul, un subaltern în rolul jucat de către Marin Moraru și picat de rahat în fața celorlalți. Și este magistral momentul în care seara se strâng la masă și își efectiv își trimit cuvinte înveninate, pline de răutate, datorită invidiei reciproce. De fapt, între ei exista de multă vreme o răutate ascunsă și nu știau cum să-și plătească niște polițe. E bine, în acest sens, voi nu se va vedea imaginea, ci doar glasurile. Voi face o selecție din film. Toma Caragiu, da? În rolul șefului, unul dintre șefi, este înnebunit de faptul că celălalt a prins mai mult pește. Haideți să auzim pe Toma Caragiu.
E scos din sărite. Îl vedem în film pe Octavian Popescu cum fumează așa plin de sine și șetalează peștele. Mulți pești pe care i-a prins. De fapt i-a cumpărat pe acea sticlă de țuică sau de vodcă. Îți ascult de spus eu. Aha. Aici este vocea șoferului. Dă-mi telegorii. Nu știe cum să se scoată. Nu mergem până acolo? Nu mergem, doamne, de ce să mergem? Ce treabă, nu? Mă gândeam așa, vedem ce a prins. Poate ne spune... Ne spune. Ce să spune? Ce a prins sau de unde a cumpărat peștele? Ce? Ne fură în căciula. Păi dacă veneam săptămâna trecută sau săptămâna viitoare, că tocmai acum nu merge, las că știm mai. Știm mai. Era un as al pescăriei ca și celălalt. Ne uităm. Ridicol. Vedem ce a prins. Uh-huh. L-am prins noi care avem atâta experiență. Oh. Venim aici vară de vară, dar vorba aceea, cunosc balta asta cum nu o cunoaște nimeni. E expert în baltă. Nu numai în pește. Știe fiecare fir de trestie. E, și ne apropiem de același lipovan de la care cumpărase, cum v-am spus, celălalt tovară și preten. Ia să vedem. Ce i-a mai rămas din ce a mai rămas? Aha. Merge. Noi am venit aici ca să ne deconectăm. Uh-huh. Dintr-o dată nu mai erai pe scară. Să ne modificăm. Dă-mi și mai așa. Să ne aflăm între ele. Ce fericit sunteți dumneavoastră. Aer curat, apă, soare. Nu te vor ieși. Și privește așa în... Ia cât pește mai are acolo ca să-l cumpăr. Să mă dau și eu mare... O țigară. Nu, noi nu fumăm. Apropo, tocmai vreau să te întreb. Nu l-ai văzut pe colegul, nu? Aha. Era mai încolo. Poate în toarnă, ca să știe ce și eu. Și șoferul se uită așa, cu un zâmbet ăsta, așa, piesici. Am auzit că aici ar fi niște exemplare. Săracul Lipovan nici nu știe ce înseamnă exemplare. Stai liniștit. Dar știe că ai venit să iei pește. Dar dumneata n-ai vrea să... Da, un rachiaș așa, nu guști. Vrea să-i dea bani? Ce să facă cu bani? Mai bine lichidul. Să fie de o ciorbă. Să fie de o ciorbă. Ridicol. Da. Și acum apare pe ecran celălalt șefuleț care își fotografiază peștele demonstrativ ca să-l scoate din sărite pe... personajul jucat de Toma care jucă să vă Popescu. Da, dar te pricepi, da? N-ar vrea să... No. Cu o recoltă ca asta nu se întâlnește oricine în fiecare zi. Mă rog. O încercare de umilire permanentă. Deci avea o răutate unul împotriva celuilalt încât nu avea margini și știau să-și camufleze această răutate. Uh.
urmăriți filmul când face Octavian Cotescu poze cu pești. Ăsta e fiert, e roșu de invidie. Nebunește, efectiv. Magistral. Are un pește care e posibil să aibă acolo 3-4 kg și se face că îl ține în, așa când face poze, în plasă și se face că e greu. Hai, să ai și tu ce arăta la București, acasă, la serie. Și ăsta se, în Caragiu, se uită umilit la 3-4 pești care are. Atât am mai apucat să se cumpără, să cumpere. Ora 19. Funcțiunea. Ciorba e gata? Gata, pe dracu. Nu pierdem vremea cu poze, cu atitudini teatrale, ridicol. Și o altă scenă foarte importantă. Da, acum scena de la masă. Care este emblematică. Rușine, ceapă, ardeiul, e efectiv apogeul răutății dintre cei doi, care și-o trag așa, scuzați expresia, și-o trag evident. Se lasă seara pe baltă și mergem la o ciorbă de pește, la o... la un grătăraș de pește, da? Da. Lasă, Neacorel, lasă, odihnește-te. Nata ai avut destul de mâncat cu cosa pe din loc. Te duci oricine o repar eu. Servește-l întâi pe dumnealui și respectă, mă rog. Da, cum zicea și studentul văzut la examen, ce noroc a avut profesorul că a știut întrebarea pe care mi-a pus-o. Yes. Cei din tâi vor fi cei din urmă. De fapt era invers, cei din urmă vor fi cei din tâi. Rotativa n-a dat rezultate, nu să vedem noi acum. Ce lasă? Bucătăria de campanie. Ciorbă pescărească numai cu lingură de lemn. Da, există o chestie de asta că... Vezi, doamne, ciorba e mai gustoasă dacă o mănânci cu lingură de lemn. Eu, ca să fiu sincer, mă deplor să vă spun. Mi-am făcut porția pe cel puțin un an de zi. Dar ce scoclește? De asta ce-au făcut, de mâine gata, burta la soare, de până la o las eu două acolo, pentru păstrarea foarte. Mă, să înseamnă atât de mare. Bă, cine-s eu? O las eu două acolo. Parcă pești repriz de tine are mai gustos, așa e. Adică cât pești ai prins tu, mă? Ai, tu ai 2-3 pești, eu am prins o lotcă întreagă. Am cumpărat. Tu n-ai mai putut să cumperi de la Lipovean decât câțiva peștișori, că atât ai mai rămas. Eu dacă la București aș fi mâncat seara ce am mâncat aici, ce a fost? Hai să vedem cum și-o trag în continuare. Eram de mult la spital. Păi nu ți-am spus eu că sufer de ipohondrie? Cât am mâncat noi că de lipsă de multă nu ne putem plânge. Fiți atenți aici. Ia uitați-vă cât am mai rămas. Adică vedeți băi că cât pește am prins eu. O grămadă de pește. A ajuns și de ciorbă și de friptură și de orice. Ducem zi de zi ceas de ceas o luptă susținută împotriva risipii. Sancționăm pentru risipă noi opinia publică. Și uităm că natura, mama noastră darnică, nu e un sac fără fund. Și dacă fiecare ar fi ca și n-ar ști să-și stăpânească pornirile ancestrale, pentru că, hai să vorbim deschis, suntem între noi, și pescuitul și vânătoarea sunt rămășițe ale unei mentalități primitive. Și apoi și mai cătăți. Biologic. La vânătoare? La pescuit? Ne vom trezi că într-o bună zi vom contempla știuca la muzeu. Da, la muzeu. Așa cum facem astăzi cu dinozaurii, cu brontozaurii și cu... etc. E regretabil. Ai rămas cu rădiscurs. Că în mijlocul naturii
care ar trebui să fie îndemna echilibru și măsură, poșghița de civilizație cade de pe noi, uite-și! Lăcomia și risipa trebuie să eradicate. Asta e. Știu. Urmăriți filmul și le veți analiza privirile. Că ele pot da naștere la fel de fel de interpretări, dar... Ăștia doi și-o contrează permanent. O răutate. Iar cei din jur... Iar cei din jur... Ca surplusul să ducem la cărcanaua de la Imancia, nu caz! Efectiv, nu știu cum să reacționeze. Să nu-i deranjeze pe șef. Da. Stingerea? Efectiv, dreptate, a fost o zi foarte obositoare pentru unii. Da, bun. Da, domnule. Într-o expediție de comandă, orice totul asupra ta. Asta era marele vânător. Zanamentul? Tot. Vrea să pară auster, luptător. Habar n-avea să dragă cu pușca. Cornele, de ce te duci după ducea să vă înghesuiți în cotețul ăla? Te ți-am pregătit culcușul la mine. Vii cu mine, mai stăm de vorbă, mai o plumă, mai o snă. Aici e momentul cu bicicleta galbenă. Și asta un moment emblematic în care șeful, da? Se folosește de subaltern ca să-i spună o poveste și să adoarmă, da? Și subalternul se execută. Hai să găsim un punct. După ce a terminat povestea, sau aproape a terminat povestea, ăsta începe să sfărăie și... Săracul, ce să mai doarmă? S-a dus somn. Îi povestește așa. Frumos. Și începe un sforăi de la interminare. Schileu e mai bun decât Perița. Sforăia și în același timp se trezea și îl bătea. Și îi spunea, hai bă, continuă povestea, că eu vreau să dorm, nu? Tu ești sclavul meu. Simplu, eu sunt tovară. Nu, mama, mai sunt foarte bine. Nu mă doare gâtul. Nu. Am pus 2 mai euro pe mine. Soldați. Mare zvara, nu știu de ce plecare la 9 jumate. Da. Săracul nu mai avea nici coerență, pentru că era groaznic de obosit. Și? Bicicleta era galbenă și era rezemată de o bancă în parcul Ioanit. În parc nu era nimeni. Nici femei, nici copii, nici pensionari. Ghidon era agățată o plasă. Lipsea o pedală. Pedala din stânga. Tovarășul șef avea deja o... Efectiv o... un fix să-i se povestească. Avea niște poveștice, pe care i-ai spus-o, pe aia cu armata sau pe aia cu bicicleta galbenă. Da? Era un adevărat stereotip. Și amărâtul nu mai poate să doarmă, începe să fluiere. La cât de obosit era, nici măcar nu mai putea fluiera. E, minunat să tot mergi cu șeful în vacanță, da? De ce îi se spune operațiunea monstru?
De ce îi se spune operațiunea monstru? Cine de fapt este monstrul? Monștrii sunt ambii șefi. Și cel jucat de către Octavian Cotescu și cel jucat de către Toma Caragiu. Dar adevăratul monstru devine în final Marin Moraru, acest subaltern, care ajunge să copieze, practic, pe cei să preia câte ceva din ambii șefi. El devine la rândul său un monstru. Are și el un exces de o ieșire, pur și simplu, agresivă într-un anumit moment și vom găsi imediat scena care este magistrală. Da? Este un episod când în film apare o chinerică, da? Ăstora moșelăilor șef li se aprind călcâiele, care mai de care vrea să pară interesant, așa să se dea mare cu ce știe el, cu ce poate el, să-i arate că sunt mari pescari. Și are loc o, da, pentru, să zicem așa, atmosferă, da, se dă drumul la un radiocasetofon, da, după ce spuneau că în Delta e o barbarie să dai drumul la muzică, da, e ceva de-a dreptul caragialesc aici, un conflict între aparență și esență, dau drumul la muzică și dansează o periniță. Cei doi șefi așa jucau calul pe lângă iapă pe acolo. Poate doar dacă ar pica ceva. Asta era o fată crudă. Așa, nu a ținut șmecherea la boșorogilor. Și are loc dansul. Hai să mergem la periniță. E de un ridicol ieșit din comun. Hai să ascultăm. Ufiția, Botticelli. Că unde s-a dus Corneliu? Eu mă duc să-l caut. Dacă mai rămâne și mâine, voi fi onorat să fiți eleva mea în arta subtilă a pescuitului. Iar apoi mâine, pentru că în niciun caz... Nu am ales scena cea bună. Da, cântau aici. Aici vreau să-și exercite și calitățile muzicale de mari interpreți. Ridicolul n-are margini. Da? Cântau să o impresioneze pe fetiță. Suntem la momentul periniței. Da? Un moment ridicol în care săracul Marinuș Moraru, în poziția de subaltern, la periniță știți cum se face. Cu Batista se pune pe gâtul fetei și o tragi și o săruți. Ăștia vreau și ei să ajungă acolo și asta văzuse că ăștia își jucau calul pe lângă Hergelie și au evita
Pentru mine știți pictura. La noi, la clubul Uzinei, la cel cu pictorilor amatori. N-ați vrut să mă duc să-l caut. Nu, domnule, nu. Să nu încurajăm manifestările astea de individual. Și într-un moment când au ieșit, nu le-a mai... erau efectiv nervoși. Îi spune lui Marin Moraru, dar ce cauți dumneata aici? Ia cară-te de aici. Hai, pleacă. Și aici se naște monstrul. E, culmea. Ei n-au pescuit nimic și un novice care nici măcar nu știa să pescuiască, n-avea nici măcar scule, n-avea nimic, nimerește să pescuiască un somn. Voi avea cinstea să vă promovez profesoare universitară. Ia să vedem cum se manifestă în final monstrul. Modul în care povestește. Vrea și el să se dea mare. La un bolnăvit, șefilor. Fericit, călduros, atât în numele colectivului, cât și în noi personal, pentru obținerea acestui rezultat remarcabil. Da. Remarcabil. Da. Cum ai reușit, măi, Cornel? Fără scule, fără nimic. Un somn de... Când ați venit voi, treaba era deja terminată. Cred că în jur de 40 de kilograme, era imens. Secretul victoriei e să fii nițel supărat. Nu mult, așa puțin, cât să zici, ei las. Dezlesc, mă apropii de locul acela în care pândea monstru. Așa cum povesteau șefii lui, începe să povestească și el. Controlez. Da? Simt, a fost efectiv. Se scufundă încet pe el și el se mișcă încet, conștient de forța lui. Recuperez încet, încet, încet. A fost îmbolnăvit. Calm. Calm, știi? Calm. Și odată, brusc, atacă. Omul boală uriașă. Coada lui prestea aruncând apa rămâne înălțim. Se repede drept o pierna neagră în străfundul. Înălțim. Nu, nu vei scăpa. Ești al meu, al meu. Te-am prins. Ulineta cărie. Cărie la stânga. Cărie la dreapta. Nu, nu acolo, nu, de vechi, nu, 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 vibrează, îl simt în brațe. Se repede sub parcă, desfac asta, cum îi zice, n-ai importanță. Întrebăt, nu mai simt, e acolo, îl băzi puțin și el brut, iar începe să-mi impună forța lui colosală, degeaba. Iată, purta lui albă, întins pe apă, uriaș. Al meu. Monstru marin. Așa. Da? Vino. Vino. Clasic pentru luptă frumos. Literatura universală. Te iubesc. Ești al meu. Nimeni, nimic, niciodată. Da, absolut. Mă sumărgesc. Ne marcă. Ne privim. Uite cum... E al meu. Un om atât de simplu, atât de modest, a ajuns să o era... Asta-i tot. Să o ia efectiv. De fapt, în fond, nicio scofă. Și fuma dintr-un trabuc. Pentru că s-a spus că cel care vânează monstrul va avea dreptul să bea nu știu ce coniac și să fumeze un trabuc. Era ca un premiu. Și ăștia sunt fierți. Tu ia să-i auzi. Să iară ce? Bine ce? Mai știu eu? Poate secretara ta. Ortensa. Fugiți de acasă, să nu știe nevestele. Dar la rândul lor nevestele, când ei plecau, plecau și ele în altă parte. Își furau căciula. Uite, hai să fim sinceri măcar o dată. Uh-huh. Ne cam neglijăm soții. Ia uzi. Și avem față de ele niște obligații. Tovărășești, nu? Nu tot încercai. Tu știi doar de câte ori am încercat să atrag și cu ea în practicarea acestui sport. Să plictisești. Nu văd uva neagră. Dușmâni, țânțari, tău, șopârle, șer de apă, văd uva neagră. Să dar am încercat să-i explic că sunt inofensiv. Și vă mai ieși chestia aia, știi?
Da, ce, ia să fim obiectivi. Ar fi mai bine să ne pierdem vremea prin cârcium sau să batem tablele? Sau ce să mai vorbim, că sunt destui care... Când stăm tot la râș, domnule, avem ștaif, nu... Al meu, 1, 2, 3, 5, 3, 0. E șoferul? Da. Că treaba se rezolvă întotdeauna între tine. Bătrânii cu bătrânii, tinerii cu tinerii. Sigur că rămâneți ori trebuie să fie o apă, nu numai minerală, nu? Ai s-au dat pe lângă fătucă și n-a mers. E așa schimbat numărele de șoferul. Care era de o vârstă. Visurile, iluziile și, pe urmă, rutina. Pregătirile. Și figură ca un ageamiu. Oricât câtă experiență avea profesionist sau amator, totul depinde numai un ageamiu. Adică noi n-am prins și ăla a prins. Poate. Și acum iată monstru. Da. Să dăm mare. A, am primit o cadou de la cineva. De la cineva care e formidat. L-au îmbornărit, eu zic. Așa se nasc monstru. Vâzlesc. O noapte neagră să-ți bagi degetele în ochi. Până să-ți direți pe locul ăla. Povești vânătorești, povești pescărești. Armezi? Fiu vâșie, pescă? Hai să mai ascultăm și noi puțin, nu? Nu mă spun la peste. Hai să mai ascultăm și deodată. O rădăcină? Și deodată? Deodată? Condolez, țin cum lingura... Ca! Sunt... Ca! Ca! Între noi doi, pe viață și pe moarte. Trage loc, vrea să-l scufunde. Nu, dragule, nu? Ai de-a face cu mine? Iar tu pe larg, luptă-te, prietene, apără-te, prietene, îți dau toate șansele. E un film pe care nu l-am înțeles niciodată în copilărie. Era prea profund ca să mă ducă pe mine o minte de puștan să înțeleg așa ceva. Mi se părea chiar antipatic acest film. Dar arată putea mintea unui puștan, pe acolo. Da. A fost un film realizat de studiourile Centrului de Producție Cinematografică de la București. Majoritatea filmărilor s-a făcut în Delta. Nu recunosc locurile pentru că n-am fost decât o dată în Delta Dunării, spre pădurea Leta și nu sunt familiarizat. Da, acesta a fost filmul Operațiunea Monstru. N-aș vrea să mai trag, ca să zicem așa, de subiect. Dar ca să fim cumva tot în spațiul acesta al Deltei, pentru final vă indic să ascultați un cântec interpretat de către o cântăreați de origine macedoneană, machidoancă, cum se spune la noi, Elena Roizen, se numește Fată Dobrogean. Este un cântec deosebit, nu mă interesează interpretarea lui Aurel Moldoveanu, asta apare prima, da? Mai este și Maricica Pitu, tot o machidoancă, fată cu ochi măslini, dar vreau să ascultați pe Elena Roizen. Este același cântec, fată cu ochi măslini și fată dobrogean, doar că sunt scoase din versuri. E o selecție.
prin care a fost eliberat cântecul. Elena Roizen, fata Dobrogeanu și cu asta vom încheia. Am totuși curiozitatea și timbrul vocal al Maricăi Pulpitu, un cântec din anii 70. N-am ascultat. Când am mai încercat să se înțeleagă. Delectăm cu ceea ce este frumos.
o estetică, hai să zicem, auzul. Am vorbit despre un mare film din cinematografia românească din perioada comunistă, Operațiunea Monstru. Un film care pune în evidență niște realități, pune în evidență natura umană. Din acea perioadă, mai ales când vorbim despre oamenii de sus, cum li se spunea ștabi, da? Oamenii cu putere, așa numitul egalitarism, socialism. Nu a făcut două paralele. Una trâmbițau tovarășii, acești ștabi, pentru popor, și alta era realitatea vieților. De fapt, nu erau niște impenetrabili, niște altfel de oameni, nu. Acolo se vedea cea mai clar mizeria sufletească, răutatea, invidia pentru realizările celuilalt. Și în final, de fapt, era o invidie a unor oameni care nu puteau să-și depășească condiția. Erau ținuți acolo sub obroc. Nu li se permitea mai mult. Și atunci, de aici au apărut și aceste mojici, mârlănii pe care și le făceau între ei. Da? Operațiunea Monstrul, filmul pe care am dorit să-l evoc în această seară. Dacă mă voi gândi și la alt film, poate că am să meditez asupra lui și poate că voi iniția o nouă sesiune video. Cam atât pentru acum. N-am trecut încă în noua zi de 11 ianuarie. Da? Mai avem foarte puțin. Suntem încă în ziua de duminică, de 10. Și de ce fac toate astea? Hai să facem un recurs la valori, la ceea ce simțim că ar fi reprezentativ pentru nu-mi place termenul, dar nu găsesc altul acum, pentru o îmbogățire a cunoștințelor. Da? Fapt care ne dă mai multă esență a vieții. Eu cred că un om informat, un om care caută să permanent să
acumuleze ceva din ceea ce se numește valoare, este un om puțin mai câștigat. Noctea bună. Și aici am pus capăt acestei intervenții, acestei sesiuni.